Bună ziua! Avem aici ventilator habitaclu. Da, ceva Volkswagen. Bun. Deci proprietarul a zis că nu funcționează motorașul, să-l înlocuim. Dar noi înainte de asta trebuie să verificăm. Deci, este adevărat că el nu funcționează pe niciuna dintre trepte. Așa că scoatem mufa de aici. O băgăm pe motorașul nostru. Să vedem dacă într-adevăr problema este de la motoraș. Trebuie să-mi aduc stativul pentru telefon. Să pot lucra cu ambele mâini. Da, deci nu desfacem din prima motorașul, dăm jos, gata, înlocuim motorașul. Trebuie să ne asigurăm că motorașul este de vină. Și abia apoi îl înlocuim. Ok, așa se vede. Da, deci conectăm mufa, atenție să nu ne lovim, da? Deci prindem motorașul de aici, nu de aici, că apoi treaba nu e bună. Da, dăm pe treaptă mai mică, nu chiar pe 4. Și conectăm. Mufa asta electrică. Și surpriză. Ai văzut? Deci nici aceasta nu funcționează. Nu că nu funcționează. Problema nu vine de aici. Da? Acum, următorul pas, să ne asigurăm. Deci cu aparatul de măsură, cu ajutorul aparatului de măsură, verificăm dacă aici în această mufă vine curent. Da? Dăm pe 20W. Pornim, punem contactul, pornim pe treapta 4 și verificăm aici. Da? Deci nu, nimic. Bun. Deci, clar, problema nu este de la acest motoraj. Putem pune înapoi mufa și căutăm altă problemă, da? Eventual, siglanțe, cabluri rupte. Ce mai avem noi aici la Volkswagen? Mai avem aici jos o chestie. Aici. Da? Deci, rezistența aceasta. Rezistența aceasta dă comandă la motoraj. S-ar putea să avem probleme și de aici. Bun. Punem la loc mufa. Mufa asta, că noi nu avem treabă cu ea. Da? Deci vedeți unde o fac. Dacă a făcut click, treaba e bună. Cum facem altceva? Scoatem mufa asta. Scoatem mufa asta. Bun. Asta este o mufă cu 4P. Avem nevoie de o bucată de sârmă sau o bucată de cablu. Am găsit la îndemână o bucată de sârmă, dar este mai bună sârma pentru că se lucrează mai bine cu ea. Bun, cum să stau ca să și vadă. Și vedeți ce fac aici.
Ok, puneți contactul. Porniți motorașul pe una dintre trepte. Am pornit pe treapta 2. Și încercăm să vedem. Deci, undeva pe aici, dacă atingem toate bufele astea, trebuie să pornească. Nu. Aducem din nou aparatul de măsură. Da, și verificăm. Ieșim din nou dacă aici ne vine curent. Nu. Deci nici aici nu avem curent, așa că se elimină și această rezistență. Deci și aceasta ar fi bună. Bun, băgăm mufa la loc. Mergem la siguranță. Acum lăsăm totul deschis aici. Mergem la siguranță, da? Deci stați cu mine până găsim problema, să vedeți cum ar trebui procedat. Să vedem dacă avem aici siguranțe. Obicei polo au aici. Bun. Aici avem siguranțele. Ok. Începem să ne uităm aici. Cel noi îl avem cam așa. Cam așa. Avem aici o numărul 49. Să facem afară, să vedem dacă chiar este asta, să mai este o altă carticică. Deci la siguranța numărul 49 ar fi un ventilator. Ok. Mă duc eu după o sculă, pentru că ce am eu aici nu mi-e bine. Așa ceva. Mă ajută mai mult să scot siguranțele. Bun. Scoatem una dintre ele. Ca să ne putem da seama care este numărul 49. Deci avem număr 24 ce am scos noi acum. Bun. Aici avem 20. 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bun, acum se numără. Deci asta ar fi siguranța numărul 49. Sau cât am avut? 49, da. 49. Nu. Asta este siguranța numărul 2. Înseamnă că nu se face numărător așa.
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49. Da? Văd că este bună. Și asta. Bun, în cazul acesta luăm lampa de verificat siguranțe, care este chiar aici, și le verificăm toate. Așez cumva telefonul. Bun. Și ne apucăm la verificat siguranțe. Le verificăm doar pe cele care nu se văd. Sunt aici care se văd. Zecele ăla l-am scos afară și e bun. Este logo-ul. Să vedem aceasta. Nu, și asta e bună. Bun. Mai vedem sub capot. Vedem și sub capot. Dacă avem și aici panou de siguranță. Aici sunt ceva, dar nu aș crede că... Bun, deci asta văd că sunt treci toate. Și asta... Deci nu. Atunci, a mai rămas o singură chestie verificată. Cu o șurubință dreaptă.
facem afară. Panoul. Na, dacă siguranță nu-i, cablu nu-i. Adică cablu nu a verificat. Deci siguranțele nu-s. De vină, motorașul nu-i de vină. Releul nu iese de vină. Acea rezistență. Desfacem să vedem la panou. Să vedem dacă panoul este de vină. Nu vrea. Nu vrea, nu vrea. Dar încercăm măcar să scoatem bufa afară. Că ne merge aerul. Ați văzut unde e problema. Acum merge continuu. Se mai oprește. Aha, ia. Vedeți când apăs aici? L-auziți, da? Bun. Ce auziți când apăsați cu șurubența? Cred că se auzi, da? Avem și fum. Așa că luăm contactul și va trebui să înlocuim acest panou de control al climei. Bun, dragii mei, vă mulțumesc celor care au stat alături până am găsit problema. Dar așa să faceți și voi, nu dați verdict din prima. Cum a făcut domnul, a zis schimbă motorașul, da? Deci nu motorașul e de bine. Trebuie analizat foarte bine problema și apoi dat un verdict. Așa ar trebui să facă și doctorii noștri. Da, prima dată analizăm foarte bine și apoi dăm verdictul. Nu dăm verdict doar așa ce credem noi. Trebuie să fim siguri că acolo e problema. Vă salut și cei care puteți să mă ajutați cu un subscribe, cu abonare, este gratis. Și dacă aveți probleme sau dificultăți, vă rog să-mi scrieți în comentarii și dacă putem ne rezolvăm. Vă salut numai bine!